Toyota. N-am mai făcut lucruri în ultima perioadă, că nu prea s-a mai stricat nimic. Nu știu ce e cu ea, ca să zic așa, să nu de ochi. În schimb, am vizitat fabrica Textar și de acolo m-am ales cu niște discuri și niște plăcuțe și niște saboți pe spate, că știi, frână de mână, de la prietenii noștri de la Textar. Așa că am venit să le montăm, să vedem cum arătau alea vechi, cum arată astea noi, tips and tricks, cum să păsuim frânele după ce le montăm. Am tot felul de astea de bătrâni. O să fie mișto episod, cred. Da, îmi pare rău că am soarele în ochi și că opresc această emisiune pentru o parte de publicitate, dar na, poate vreți să vă luați o mașină mai veche sau mai veche, mai nouă, sau mai veche, mai nouă, cum vreți voi, veche, nouă, veche, nouă. Ideea e că trebuie să știți istoricul ei și ca să știți istoricul ei, trebuie să apelați la un site de specialitate pe numele lui Car Vertical. Aveți și discount, dacă aici jos în clip citiți toate detaliile, aveți și link-ul și tot, acces și coduri și promoționale și măcar să știți, adică nu... Na, să știți. Frâna de mână nu e pentru mine oricum. Nu halesc frâna de mână. Nu folosesc! Nu folosesc! N-am avut la nicio mașină de teren frână de mână. Nu-mi trebuie. Bă, știi ce e mișto la frâna de mână? Bă, e mișto la frâna de mână. E mișto să ai. Știu ce zici. Te ajută, așa este. Știi cum face când o scoți din parte? Știu, așa este. E bună. E bună, nu e degeaba. Dar n-am avut. M-am învățat fără. Am... Și eu, nici eu n-am avut, dar după ce am montat-o, adică după ce am putut să funcționeze, după ce am montat-o. E chiar interesant. Asta e de pe față. Alea de pe față, ok. Da. Și aici de avem bănesc plăcuțăn, plăcuțăn, tot plăcuțăn și aici ale. Sunt astea. Hai să vedem, poate aici ne-au dat surpriză. Nu, eu, Daniel, că tu tot ești nu, e, nu e panică. Știu, Daniel, că nu e panică. Frumos, frumos. Nu, Daniel, nu e nimic. Asta e echip separat, n-are cum da. Să-ți face. Da. Am zis că poate, poate, zic, poate, vin cu toate poate. Acaretele. De... Da, alea discurile nu ne interesează. Da, nu ne interesează, da, nu avem. Nu avem. Trebuie să facem manele. Trebuie să recondiționăm niște... Da. De-astea, de pe fundul mării. Da. Au stat pe fundul mării astea, știi? Aia e și să facem. Aia e. Daniel, asta e grundul. Hai, dă-mi grund și pe aia vopsea. Hei, Cristi, băi, băiatule. Ori facem nouă, ori nu mai facem. Băi, Cristi, măcar, am norocul. Să? Că am găsit acum uleiul din punte care se scurge. Știi că de obicei se întâmplă asta după ce schimbi tu, știi? Schimbi discuri, schimbi alea și după aia, mamă, iese fum. De ce iese? A, păi curge ulei. Da. Știi ce zic? Adică... Și cum Cristi e tot timpul pregătit, avem pe stoc. Și punte, aici am făcut. Stai că m-am exprimat greșit și iar mă judecă lumea. Am făcut, n-am făcut, a făcut Cristi. A curățat, a dat cu dalea, cu dalea. Așa e, când ai Toyota, ele mai ruginesc, vorba aia, că-s bune. Sunt extraordinare ca mașini. Foarte fie. Fac asta, Daniel, ia, trage și mie frate de mână acolo. Da, am să te-o trag, Cristi. Foc, dă-i cu... Băgame și picioarele în ele de vechituri. De ce se desfacă? Da, și interesant, nu? E o conductă de frână să se desfacă. Ai nenorocit tu? Da. Vă recunosc că mai ciotă Cristi. Acum, ce facem om? Gata, schimbăm tot. Să omor tot. Să nu mai... Tot. Tot. E totul nou. Că n-am schimbat semeringul la planetară pe spate. Asta e vechi. E vechi și dacă vorba aia tot am dat ăsta afară, trebuie și să veni cu ăsta oribil. Am schimbat. Da. Hai, să facem. Noroc că avem, am comandat. Și-o vine și mai schimbăm și mai schimbăm și aia și bară stabilizatoare și... Ești nebun?
Am zis să schimb discuri plăcuțe și schimb toată mașina. Făcut Cristi aici. frumos, cu grunt, cu alea, vopsim, facem, o salvăm. O salvăm de la moarte. Ea trebuia să moară și noi nu o lăsăm să moară. Asta e problema. Asta e problema, înțelegi? Se încăpățânează să am și frână de mână pe spate. Eu zic că nu țin la acest aspect, dar el vrea să facă țiplă, da. Nu, eu pot fără, mă, frate. Nu există. Nu e panică. Dar ne trebuie ce ne trebuie, flanșe, aceste. Aceste. Repet, eu vorbesc, știi? Același lucru de 7 ori, știi? Ne trebuie mereleurile astea cum ar veni, că avem un pic de joc pe planetar aici în față. Ne trebuie niște rulmenți. Ăștia, mă, rulmenții care... Nu, că nu e scos, nu. Nu se văd. Nu se văd. Să dai fuzeta afară. Bă, gân. Și aici este meringul ăsta oribil, care ne trebuie și ăsta. Și, bam, futus Toyota, măti. Bine că nu iau bani de la Toyota, că trebuia să zic de bine. Știi ce zic? Da. Îmi plac glumele mele doar mie. Bun, mai avem un pic. E doar ceasul 4. N-am mers în viața mea și am zis că nici nu cred că o să merg vreodată, dar uite că s-a întâmplat acum să merg cu Hoover. Ce e aici, mă, discotecă? Mor, mă, uite-mă aici. Dă-te muzica și în disc... Benzină, tati. Benzină. Uite, forță. Dacă Toyota... Trebuia să mă duc cu ceva după piese de Toyota, nu? Aici. Deci am luat, am pus, am fost, am cumpărat. Să avem. Dar ce e asta, Cristi? Asta nu ne trebuie, nu? Nu se mering, dar e pe partea alaltă. Nu ne trebuie. Și asta ne trebuie. Ala ne ligănitura de la... Asta ne trebuie. E aia care ne trebuie, rulmenți, nu avem pe stoc rulmenți. Știi că mai avem unul ăsta. Păi e ăla care ne trebuie pe partea alaltă, Cristi. Da. Păi da? Frumos! Frumos, bă, băiatule, băi! Cu galben, s-au gândit oamenii ăștia să facă ambalajele astea cu galben ca să se asorteze cu amortizoarele mele și cu plăcile de la Maxtrax și cu punctele de ancorare. Băi, ce nebunie, băi! Da, mai avem. E 9. Bine, nu e 9 seara, e 9 mașina. Sunt noi discurile, flanșele de 5, dacă vă întrebați. Domne, ce fitment are Daniel de se vede atât de perfect. Atât de perfect nu există, există doar perfect. De 5. De aluminiu, de la All Steel. Nu sunt scumpe, 1300 de lei, stați liniștiți. Așa am zis și eu. Un flac. Și am terminat. Bine. Ce? Ce? A, nu vreau de aia un cam mai mult loc în 100. Da, discuția era aici pe fundal că noi ne-am vinde Toyotele Land Cruiser 100, dar n-avem ce să ne luăm. N-avem ce. Aia e. Am ajuns acasă. Am păsuit ceva pe drum. Un pic așa am păsuit. Un pic. Nu mult. Stați așa să... Nu v-am arătat cheia asta? Am uitat. O să vorbim și de cheie cu altă ocazie. Aici s-a făcut frumos. Doamne, ce frig e. Doamne, ce frig e. Aici e ok. Ok. Și aici? Da, aici un pic mai mult. Da, e ok. Let's go. Că am făcut și astăzi treabă. Vorba aia. Maserati-ul. Uite-mă, Kenut, cum aveam eu în copilărie, ești nebun? Aveam să apăsam pe el și se întorcea, știi? Hata, ai scos fața, gen. 8199. Vin și ăsta aici. Da, am uitat că tu nu trebuie să apari. Am sandvișurile de la Alexandra. Trebuie să le iau, să le mănânc. Și... Da. Să schimbăm chestia asta portocalie oribilă. Oribilă.
cu ceva verde frumos, elegant. Exact ce îmi doream, cum ar vrea să zic. Și cum, face el acum? Ce face el? Își face el treaba acum? Păi acum ne arată ce știe să facă. Ah, ok. Se dă și peste cap. Tăgădăm, tăgădăm. Dacă schimbă acolo, face paletarul. Mamă. Da. Mamă, ce... Ce-mi plăceau astea când eram mic. Știi ce zic? Eram fan. Ești nebun? Știi că la după am alergat ca handicapatul să caut un patefon de ăla de scos cheia din contact și după aia se întoarce față. Aveam eu chenul, dar păsai pe el într-un loc, pac, și marfă și îl regla aici, avea tilt din ăla, știi, să... Cu ce ai, măi, ești nebun, furau băieții ca nebuni. Să nu bată soare linia. Cap de linie, bossule, cap de linie, 2 milioane te costă. Pantelimon, te-am văzut pe aici. E cap de serie, șefule. Ultima fiță pe 98. Dă-și tu acolo 40 de sute. Și aia bă, e bine și... decât 15. Haide, lasă și pe 15. E bine, primit. Și am și microfon aici să vorbesc la telefon mult. Așa. Bun. Și telecomanda. Am uitat să vă zic. Am și telecomanda. Uite, după verde, acum s-a dus în ember. Lasă-mi că facem, nu. Verde să fie. Ce-i asta? Nu știu. Nu mă pricep. Asta e limbă. Am aici, mă. Punem, schimbăm din spate, facem. Ce vor? E dimineață și e frig rău. E frig rău. Și eu am webasto și am degeaba, știi? Dar în sfârșit nu mai contează. Ca așa am și blocant. Am și blocant care nu funcționează. De 2 ani, gen. Dar îl voi face eu. Mai devreme sau mai târziu. Da, de la ultima experiență, adică de la experiența cu frâne. Îmi cer scuze. E dimineață și corpul meu nu s-a trezit în întregime, nici fața, nici creierul. Așa că se mai întâmplă lucruri neprevăzute la orele astea. Când filmăm la orele astea. Da, și spuneam, am fost pentru că am primit de la partenerii noștri de la Techstar discuri plăcuțe, ferodouri spate și cu discuri spate. Și am fost să le schimb după, nu știu, ne-am primit de 6 luni, cred. Hai că le schimb, hai că mă duc, hai că fac, hai că trec, hai că nu știu ce. Le-am schimbat. Le-am schimbat la Cristi. Să-i dea Dumnezeu sănătate și putere de muncă lui Cristi. În momentul când am schimbat, stai așa, curge puntea spate. Vorba aia, oala lor. Semeringul de la disc de acolo, care izolează, bam. Avea Cristi pe stoc, nicio problemă, schimbăm. Stai așa că pe dreapta spate nu ne trebuie nimic, incredibil. Și ajungem la față, unde avem nevoie de rulmenți. Niște rulmenți pe care se centrează planetar acum, cumva. Adică să n-ai joc la planetară în butuc. Așa, mai trebuie niște semeringuri la rulmenți pe care le-am luat de data trecută. Rulmenții am comandat, au venit și în 7 zile. În 7 zile lucrătoare au venit rulmenții. Deci rulmenții am comandat, mi-am luat și tendoanele spate, pentru că simțeam eu un mic dâng, vă povestesc cu dângul, un mic dâng la coborârea speed bumperurilor de pe stradă, pe spate, simțeam ceva ne la locul lui și am zis, sigur sunt tendoanele spate, ia să dau eu 30 de milioane acum. Nu, dar, na, știam că trebuie să fac și asta la un moment dat și, na, acum a fost momentul, deci duc mașina la mecanic din nou ca să schimbăm tendoanele spate, să schimbăm acei rulmenți de pe față, să schimbăm mereleurile față, adică flanșele față, unde planetarele se închid, ca să zic așa, pentru că Toyota, nu știu dacă știți, dar Toyota Land Cruiser 100 suferă de una din multele probleme ale ei, acel dâng la accelerare, la apăsat, un pic de gălăgie aici, că urcăm de ala. La apăsarea pe accelerație și la luarea piciorului de pe accelerație, mașina are un dâng, undeva, în ceva. Și noi schimbăm piese și tot schimbăm piese în încercarea de a elimina acel dâng. Flanșele mele față aveau joc, într-adevăr.
canelurile planetarei, așa că trebuiau schimbate, le-am găsit la un preț bun, la 240 de lei, piesa originală, am zis că să fie, să nu ne trebuiască, le-am luat și pe alea. Și acum mergem să lăsăm mașina, să scot bara stabilizatoare de pe spate, pentru că s-au rupt niște bucșe, trebuie schimbate și alea. Și s-o duc la vopsit, că dacă tot vorba aia, o scot de acolo și rămâne mașina la mecanic, să duc și eu asta la vopsit, să o fac ca pe aia după față, fie roșie și ea, ca aia după față, să fie frumos. Așa. Și cam atât. Acum, înainte de sărbători, sau între sărbători, nu știu cum să zic, îți dai seama, i-al prinde pe Moș Crăciun la Cristi. Da, ce să zic, să aveți parte de piese bune la mașinile voastre, de mecanici pricepuți și de timp și de răbdare și de multe aventuri. Asta e tot ce pot să vă urez. Și un Moș Crăciun fericit și vesel vă doresc. Da, că îi mai prinzi supărați, nu prea primești. Da, ei. Băi, așa mai, ea mai scapă de greutate, Cristi. Eu am curățat-o. Nu se rupe nimeni. Ce lunca pe Cristi? Au vopsit-o ăștia și au mărit-o. E totul nou, țiplă impecabil și cu astea roz. Astea sunt cele așa de pe tort. Tendoanele nici nu mă interesează că sunt noi. Astea roz, astea. Mare surpriză ce mi-a făcut Cristi, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Asta aveam înainte. Da, mă, da, jur, Subaru este ei, nu știi tu, toți băieții. Mamă, ce aveam aici, nici nu pot să vă arăt. Ce aveam aici înainte, ești nebun? Ce ai, mă, cu tălpile goale, cu tot, erau moarte pe spate. Ce mai sunt 30, și 30 de milioane, vorba aia. Da, facem frumos. După 3 ani mai facem teste la blocanți, știi? Am schimbat și sonda, mă, Cristi, să-mi arate când e pus și când nu e pus, știi? Da, că nu se pune blocantul, n-are sonda. N-are sonda, da? Nici o treabă, da? Ce să zic? Și acum clipocește la roșu? Acum, nu știu dacă ia vezi, nu cred că e pus blocantul, ia vezi bălășoiul. Nu e pus, spun eu, că l-am lăsat pe liber, cum ar veni. Ia, pune-l. Spate, da. Ai dat de buton? Da. Păi nu se aude nimic aici. Clipocește roșu. Ia învârte, Cristi. Uite, s-a blocat. Păi și... Da. Deblochează? Da, m-a deblocat. Ce sensibil, înainte mai pâsâia, mai făcea, acum nu mai pâsâie nimic. Pâsâie în mașină. Da, pâsâie aia. Păi iese sub papa, da. Știi ce am făcut? Am uitat să pun filtrul la ăsta. Aha. Și mi-a intrat apă, noroi, pula mea, și s-a dus în pizda mății ăla. N-are nimic, Cristi, așa învățăm, din greșeli. Da. Ce să zic? Acum trebuie să-l dau jos, să văd dacă mai pot să-l salvez, dacă nu... Merge, Cristi. Nu e panică, Cristi, nici nu-mi doream. Îmi place mie aici la mecanicul meu, pasionat de Pajero, s-a schimbat viața. E pasionat de Toyota acum și de Lexus și de toți băieții. Ce-mi place să văd așa, modele multe, nebunie, frumos, totul schimbat. Fuleleu! Și când știu că am alea roz, sunt cel mai fericit. Da. Știu. Mai am de schimbat sonda asta. Mi-am mâncat zilele și ficații futul sonda. Dar o să o fac și pe asta. Am pe verde, da? Deci să nu mai avem discuții. Totul frumos, țiplă, mai trebuie făcută ordine și disciplină în mașină. În rest, nu, știi că n-avem glume, că vorba aia. N-avem. Da, mă, nu știu voi. Nu știu voi, asta îi spuneam lui Cristi. Acum zic, bă, frate, și când am plecat de la revizia de la gaz, am schimbat oamenii aia, filtrele, nu știu ce, nu știu cum, și am trăit cu senzația că mașina merge mai bine, trage mai tare pe gaz, se simte altfel, e mai nervoasă, știi? Și l-am sunat pe omul ăla de acolo, că știam, pe Marius, pe care îl recomand cu drag. Nu mai clonc, că n-e nimic pe spate, e tot o țiplă, ești nebun. Da, și l-am sunat și l-am întrebat, zic, băi, Marius, se poate, mă, frate, să tragă mai tare, că am schimbat filtrele alea? Nu, domnule, n-are cum. Bă, frate, eu simt că trage mai tare. Dom'le, n-are cum. Păi zic, uite, am fost cu Vali și zice și el același lucru. Nu există. Merge la fel. Nu are de ce să tragă mai tare de la filtrele alea.
Bine, dar mie tot mi se pare că merge mai tare, știi? Și acum zice Cristi, doamne, să mă suni când, după ce pleci de aici, să-mi spui dacă mai troncăne, știi? Cristi, de fiecare dată când plec de la tine și dacă nu-i faci nimic, mi se pare că este nouă mașină aici, nebun. Nu mai vibrează nici volanul, nu mai concăne, nu mai boncăne, nu mai face nimic. Uite aici, speed bump, ia să vedem. Fața nouă, spatele nou. Na, ce să zic, Cristi? E nou. Da. Am schimbat, v-am zis ce am schimbat, și mai rost, tendoane, toale, bară stabilizatoare, tăgădăm, tăgădăm. Am schimbat lucruri, discuri, plăcuțe, mulțumim Textar România, să le dea Dumnezeu sănătate. Și rulmenți pe față, flanșe, tot ce trebuie. Îmi pun centura, acum am plecat de pe loc, vezi, doamne. Da, voiam să vă spun că după ce am mers cu mașina și am forțat-o, ca să zic așa, adică N-Drive Air, făcute pe loc, știi? Nu mai am dâng, schimbând tendoanele de pe spate și flanșele de pe față, adică MRL-urile, pentru așa. Nu știu dacă asta e soluția, să schimbați tendoanele în același timp cu flanșele. La mine așa s-a întâmplat, să scăpați de dâng. Cert este că pe spate, ați văzut în video, n-am reușit eu așa, dar, cum să spun, era dezastru. Adică bucșa în spate juca efectiv un tendon, nu mai avea nicio legătură. Nu știu cum sunt tendoanele voastre, nu știu cum stați la capitolul tendoane. Eu am dat 30 de milioane pe ele vechi sau 3.000 de lei noi, pentru că n-am vrut să mai fac improvizații, dar e foarte simplu să schimbați. Bucșile nu vin pe original, dar puteți să luați de patrol, de exemplu, sau de o altă mașină mare, să sudați acolo bățul ăla și să faceți să fie bine. Eu am preferat să scap de orice probleme de genul ăsta, dar se pot face. Flanșele pe față, văd că le-am pus și e totul țiplă, nu mai am dâng. Și l-auzeam pe față rău de tot când băgam, adică din neutru stat pe loc, băgat în drive și după aia în mașalier, fără să pleci de pe loc. Și se aude, dâng, 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 știi că cuplează. Și aveam niște jocuri, am rezolvat problema. Un lucru, nu știu, nu mă așteptam niciodată să rezolv problema asta. Am schimbat și planetarele de când am luat mașina. Am schimbat planetarele și am schimbat flanșele alea, l-a luat, incredibil. Dar așa a fost să fie. Am scăpat de dâng, nu mă așteptam, jur. Mă repet ca tâmpitul, vorbesc singur aici în mașină. Nu știu, știu că toți când plecați de la mecanic aveți senzația că mașina merge mult mai bine. Adică eu când am plecat de la revizia de la gaz, l-am sunat pe om să-l întreb, bun, ești sigur că nu trag mai bine asta după ce faci revizia? Nu trag, domne, merg la fel. Bă, frate, mi se pare că merge mai bine. Nu, merg la... Știi cum e. Și când o speli, se pare că trage mai bine. Ce este că acum merge... Să nu de ochi, știi că o de ochi, în momentul în care, știi, te bucuri că merge bine, că nu se aude nimic, se strică ceva. Vorba aia, viața ar fi prea monotonă dacă totul ar merge bine. Da, ăsta a fost episodul, sper că v-a plăcut, sper că, nu știu, ați aflat lucruri noi, utile. Noi avem și un grup de WhatsApp pentru posesorii de Toyota Land Cruiser 100. Dacă sunteți posesori de Toyota Land Cruiser 100, scrieți aici un mesaj și cu număr de telefon și eu vă bag pe grupul de WhatsApp. Unde aflați tot felul de lucruri, inclusiv de întâlnirea de Land Cruiser 100 care se face anual, inclusiv de mecanici, inclusiv de sfaturi, inclusiv de toate lucrurile. Îi dăm înainte cu Toyota, în vorba aia. Nu cred că mai am nimic de schimbat pe dedesubt. Chiar mă întrebam, oare ce mai am de schimbat pe dedesubt? Nu cred că mai am nimic. Cardanul nu l-am schimbat, dar are Vali un cardan, că el l-a schimbat nou. Cardanul l-am schimbat, brațe, bugi, planetare, dalea. Am schimbat tendoane pe spate, bugi la bară stabilizatoare, semeringuri, rulmenți la planetară, rulmenți la... Toate cele, nu știu ce mai am de schimbat. Totul nou, pe dedesubt. Mai am de făcut, dat cu antifon și făcut să fie, să nu mai fie roșu, să fie negru. Și... să mai vopsesc o dată pe toată. Share, like și subscribe, băieți. Share, like și subscribe dacă vă place, vi se pare amuzant, interesant și așa mai departe. Și să nu credeți că e ușor. Nu e ușor, îți trebuie bani și timp și oameni pricepuți, ceea ce e destul de greu pe românica.
Vă salut și ne vedem când ne întâlnim.